Oamenii ăștia de pe ambulanță, poate că-s neamuri, trăiesc împreună, deci permit să fie la serviciu fără mască. Ureți vaccinat cu 3 doze și cred că nu-i ia nici naiba. Legea spune, în spațiu public sau la serviciu, trebuie să porți mască. Să-ți protejezi, să-i protejezi și pe alții de nou coronavirus. Uite, șoferița de taxi cu pasagerul, ambii poartă mască. Și în celălalt taxi galben, tot așa. Bravo! Domnul instructor cam încalcă regula. Studenta e cu mască, dar el nici măcar nu e atent la drum. Șoferul de autobuz are cabină separată, își permite. De pasagerii poartă mască. Suntem toți responsabili, vrem să scăpăm de pandemie. Avem și alte urgii, cum ar fi poluarea și traficul infernal în capitală sau în alte orașe mari. Dar pandemia de coronavirus e o prioritate. Ne spălăm pe mâini, păstrăm distanța, evităm aglomerațiile, ne vaccinăm ori de câte ori e necesar. Așa scapă lumea de pandemii, de regulă, în ultimul veac. Până acum știința nu găsea soluții. Îmblam cu drumul crucii, cu mătenii. Dar acum știința ne ajută. Hai să o ajutăm și noi. Dar dacă nu ajutăm, să vină poliția să ne amendeze. Încă un instructor irresponsabil. Școala auto, ce învață tinerii ăștia de la el? 89 TGN.